Da, au fost reținute. Bună seara, domnul Măruț. Bună seara tuturor invitaților. Bună seara. Bună seara. Au fost în numai un pic și apoi vă las să ne spuneți. Au fost reținute, au fost reținute, adică și soția și fiica pentru înșelăciune? Înșelăciune este un cuvânt mare, domnul Măruță. Și îmi pare rău că s-a ajuns la discuția asta. În același timp îmi pare rău că nu am lăsat-o, eu am fost de vină, că nu am lăsat-o pe soția să vină la acea zi de confruntare cu Vlad Grigorescu. Deci dumneavoastră știați că v-am vrut să facem acea confruntare, da, și... Eu sunt cel vinovat, eu mi-asum această vină că n-am lăsat-o să vină în direct. Pentru că mi deschide, domnul e așa zis mentalist, da? Și îmi cer încă o dată mi deschide dacă nu sunt coerent, pentru că sunt deschide într-o toată zi. Să numai, să știți, numai un pic, nu avem o problemă cu asta, vă înțelegem. Vreau doar să găsiți un semnal, un semnal mai bun, că se întrerupe, atâta tot. Acum am auzit? Da, vă auzim. Vlad vă aude și el și puteți să vorbiți direct și cu el. Da, da. O să avea o întrebare, în primul rând, către Mihaela. Pe Mihaela. Dacă îmi permiteți. Mihaela, cred că ne știm destul de bine. Și mai ales și pe Indiu cunoaște destul de bine. Sigur. A fost noi la doar două dintre cazuri, vreau să zic. Pentru un film, dar sunt filme, dacă minți. El cu fetița pe care Mihaela l-a zis mai înainte și cazul de la Cluj, Mihaela. Cazul de la, scuză-mă. De la Cluj, Mihaela, la Cluj. De la Cluj. Adu-mi aminte, te rog, că sunt atât de multe cazuri încât... Băiatul polițistului ucis. Pe deal. Nu mai știu exact. Bun. Au fost multe cazuri. Domnul Balmoș, nu și aduce aminte. Sunt multe. Numai o secundă. Eu nu am spus că nu. Nu și aduce aminte, dar oamenii care se uită acum la emisiune poate nu știu cazurile acestea sau poate nu știu despre ce este vorba. Poate să confirme pentru că nu, adică... Deci noastră spuneți că soția noastră, numai o secundă, spuneți că soția noastră, chiar dacă este arestată 30 de zile pentru înșelăciune, ea are puteri paranormale. Asta nu le zic doar eu, asta poate să le confirmă oamenii care au avut nevoie de ea și a ajutat cu adevărat domnul Măruță. Da, ea de ce a fost reținută astăzi, domnul Balmoș? Domnul Măruță, cu minitul scuzele de rigoare, nu pot să vă zic absolut despre care. Bun, perfect, nu, că vreau să lămurim povestea asta, că ați spus că înșelăciune e un termen prea dur, prea... Da, înseamnă că cineva i-a făcut plângeri, nu? I-a făcut cineva plângere pentru înșelăciune, că altfel nu înțeleg, nu? Sunt de acord. Pot să vorbesc despre cazul, că nu trebuie să niște scuze. Bun, nu vorbim despre... Eu atât am dorit să cer părerea Mihaelei, cunoscând-o foarte bine. Dar eu am spus că Ildico este cea care ne-a dus acolo unde puteam să salvăm un copil și n-am reușit. Adică... Haideți să vedem, uite, domnul... Acum, momentalist, poate să mă întrebe orice vrea dânsul, la urmă îl vei întreba și eu la fel. Bun, Vlad... Mari întrebări nu am. Dumnealui n-a lăsat-o pe Ildico să fie față în față. Da, cu tine. Eu nu pot să susțin concret nimic pentru că nici n-am cunoscut-o și nu-mi permit să vorbesc concret ceva dacă n-am cunoscut-o și n-am văzut-o față în față. Eu singur lucru pe care l-am vrut a fost să ne vedem față în față și să mă lase pe mine să o leg la ochi. Da, numai o secundă. Deci tu spui că... numai o secundă, domnul Balmoș. Tu spui că povestea cu prosoapele e un truc și că nu poate să fie real ce făcea Ildico. Da. Domnul Balmoș, asta spune Vlad. Da. Ok, sunt de acord cu dânsul, pentru că dânsul nu poate să creadă. Eu nu contest. Păi nu, eu vreau să fac același lucru. Eu sunt dispus să cred atâta timp cât mă lasă pe mine să o leg la ochi. Adică... Sunt de acord complet cu dumneavoastră. Eu, singura modalitate de dumneavoastră să vedem... Să știți că nu se prea înțelege ce spuneți. Ori nu aveți semnal, ori vorbiți prea aproape de... cu gura prea aproape de receptor. E bine acum, am auzit? Perfect acum. Așa. Singura modalitate ca domnul mentalist, nu i-am reținut numele de aia, mentalist. Vlad Grigorescu, mă numesc. Ca domnul Vlad să se convingă, ar fi fost să vină atunci când dumneavoastră să-i invitați de domnul. Nu să-l direct. Domnule, n-a venit. Bun. Mi-asuma să-și vină. Dar v-a dat Dumnezeu să fie și să fie mea liberă. Asta este normal să... Iar nu se aude, să vă îndepărtați un pic. Va veni timpul atunci când soția mea va fi liberă și atunci cu cel mai mare drag vor fi față în față. Nu este trup, domnul Măruță. Da. Știți ce vreau să vă întreb? Oamenii sunt curioși, de exemplu, domnul Balmoș, oamenii sunt curioși când soția dumneavoastră și-a dat seama că are puteri paranormale și că poate să vindece oameni. Domnul Măruță, vorbim din copilărie, nu vorbim la o vârstă de peste 34 ani. La 13 ani și-a dat seama că poate muta diverse obiecte și că are puteri. Nu vorbim la 30 de ani, domnul Măruță, de că la vârsta mea de 46 nu pot să zic că am capacități paranormale. Așa e, dar uitați, poliția spune că soția dumneavoastră Ildico a fost reținută pentru că pretindea sume între 500 și 120 de mii de roni, adică între 100 de euro și aproape 20 de mii de euro, mai mult de 20 de mii de euro. Soția mea pretindea aceste sume și stătea totuși într-o chirie. Asta spuneam și eu mai devreme.
Domnul Măruță. Păi și atunci minte poliția sau cum? Din respect pentru dumneavoastră, te deținu, pentru fia dumneavoastră, dacă mă sunați după emisiune, da. Da? Vă rog din suflet, pentru dumneavoastră, nu vreau camere, doar pentru cultura dumneavoastră, vă aduc să vedeți în ce condiții este stătea familia Balmuș, cu marea clar văzătoare Indico, care pretindea sume enorme, nu mari, enorme. Și atunci să vă faceți dumneavoastră singură idee. Păi nu pot să fac, că nu sunt de la poliție. Eu dar... am mers în casă la ea. Eu am înțeles, da. Într-un lux ceva. Să... Dom'le, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar am mai avut experiențe cu oameni pe care am chemat la emisiune și am crezut... incredibili oamenii ăia de neajutorat sau de nu știu ce și s-au dovedit chiar dacă trăiau și ei vai mama lor că de fapt o duceau mult mai bine și dar nu vreau să spun că e cazul aici că nu știm. Sunt de acord, domnul Mărută, bun. Dar nu cu cuvântul exploată. Perfect. Până haideți... nu se va demonstra, domnul Mărută, da. Vreau să vă întreb ceva. Vreau să vă întreb ceva. Fiica dumneavoastră cu ce se ocupa? Ce meserie? Pentru că și ea a fost reținută astăzi. Soția mea nu lucru, mă scuzați. Fica mea nu lucrează nicăieri, domnul. S-o fine am acasă. Avea grijă de noi. Bine, la terasa. Să vorbiți iarăși, nu se aude, nu știu cum... Stătea acasă, nu lucra, bun. Avea grijă de păi casă. Și pe ea de ce a reținut-o? E în același dosar, v-am zis, nu pot să vorbesc despre dosar. Probabil fiind complice, că da, fiica fiind acasă. Puteți să spuneți doar atâta, era asistenta doamnei Ildico, asistenta mamei? Nu neapărat. Și cum, adică poliția e nebună? Eram zis că poliția este nebună, doamnă. Atâta v-am zis că nu pot să vorbesc despre caz. Dacă vreți să mă înțelegeți despre o fi, dacă nu, iară cu o fi. Bun. Bine, vă mulțumim mult de tot și Vlad Grigorescu vrea să ne spună că trucul, că el spune că e un truc pe care și soția noastră îl folosea cu prosoapele în cap, poate să-l facă și el lejer aici. Este problema dânsului. Bun, hai să vedem, Vlad, bine, zi. Da, păi în primul rând vreau să vă întreb dacă nu vreți $1,000,000, să mergem în America la fundația James Randi să luăm milionul. Păi mi se pare că e atât de la îndemână. Este soția și merge și în America dacă e nevoie. Super, abia așteptăm. Hai ar fi să un fenomen mondial să se întâmple pentru prima dată chestia asta. Să dea Dumnezeu să putem să demonstrăm. Haideți să vedem, uitați, Vlad spune că soția dumneavoastră folosea o această metodă de... Nu știu, nu folosea exact aceeași metodă, dar o metodă la fel de asemănătoare m-a ajuns puțin... Iar tu spui că o faci mult mai dur și mult mai... Nu neapărat mai dur, ci mai simplist un pic decât... Adică mult mai pe față. Nu pe față, mai... Nu trebuie să-mi pun 30 de prosoape, în sensul ăsta. Păi da, adică e mult mai... Lumea poate să înțeleagă mult mai bine Cătălin, povestea asta. Cătălin, pregătește-l dacă îmi permis să spun. Deci noi am încercat chestia asta, eu am făcut-o cu Ildico să-și pună prosoapele și am legat-o de 100.000 de ori la 8, ca să-mi dau seama dacă are vreun truc ceva. S-a întâmplat chiar... Pe pauza publicitară, nu putem să le spunem celor de acasă, Vlad a povestit care ar fi trucul. A povestit și tocmai din cauza asta mi-am adus aminte că s-a întâmplat și eu spun lucrul ăsta, pentru că am fost acolo, ca hârtia pe care s-a scris să fie în altă cameră. Și ea să știe ce s-a scris. Bun, haide să... Și Vlad poate să facă treaba asta, nu Vlad? Ok, în primul rând o să mă leg la ochi și iată cum o să facem. O să mă leg cu monede. Nu știu dacă știți, pleoapele au cei mai slab mușchi din corp. Dacă doar îți atingi pleoapa închisă, nu mai poți să mai deschizi ochii. Mă rog, poate ale tale, eu merg la sală. Și morților li se mai lucrez pleoape. Da. Bun, hai și morților li se mai lipesc monede pe ochi din același motiv. Să nu, să nu deschidă ochii. Ok? Vreți o să... E mai complicat că am machiajul. Vreau să... Exact, fond de ten pe față. E fond de ten și nu sunt obișnuit. Eu în spectacole nu prea mă machiez. Hai să vedem. Deci tu spui că... Monedele vin pe ochi închis, da? E foarte important. Spui că același lucru în principiu îl făcea și Ildico, da? O versiune a acestui truc. O să punem și așa. Și așa. E foarte important să fiu bine legat. O să mai pun... o bucată de bandă ca stai să fie un pic, clar. Stai un pic, să iau eu, dăm și mie puțin dăm banda pic, asta. Dăm mâinile. Da, stai o secundă, vreau să le arăt celor de acasă că banda este extrem de... opacă, nu se vede, nu se vede absolut nimic. Trebuie să da? Fie o bandă de noapte, te rog să verifici prin asta, nu se vede, e foarte important, e o bandă de noapte opacă, cum funcționează între instalatori. Deci prin dăm asta mâinile, nu se vede absolut nimic. Da, uite. Facem așa și pe la nas, pe aici, pe jos, e foarte important să fie sigilat bine peste tot. Bun, să e sigilat. Să vedem și banda de noapte. Nu așa. Se vede nimic. Mihaela, vezi aceeași poveste, da? Și pe asta da. O să o punem peste, ok? Da, perfect, hai. Deci fac asta foarte des în spectacole. Și numai un pic, să le spunem oamenilor că, de fapt, nu le spunem nouă, ne-ai spus pe pauza publicitară cum arată trucul ăsta și ce înseamnă. Da. Dar spui că același lucru folosea Ildico, numai că ai punea multe prosoate. O versiune a acestui truc, da. Nicola, te rog să iei markerul. Vezi aici da, o coală de hârtie. Sunetul, nu e același sunet. Da? Da? Și te rog să scrii sau să desenează ceva pe hârtie asta. Orice, nu contează, hai, dar hai, ceva ce n-aș putea să ghicesc timp, eu. Să... Gata, orice. Uite. Orice, da, să-mi spui când ai terminat.
Și după ce termin, te rog să și arăți desenul la cameră, să fie clar pentru toată lumea ce... Ce, da, perfect, ok. A văzut toată lumea desenul? Da. Și acum încep eu, atenție. Așa, deci așa trebuie să faci, trebuie să respiri. Acum e din corp. Energie mi-a ieșit din corp, ok? Așa, mi-a ieșit din corp. Nicola a desenat, cum o văd eu, este o stea cu 5 colțuri. Mă enervezi, cum ai făcut? Corect? Bun. Și cam asta este, vreau să verifici într-adevăr. Uite, ultimii stai puțin, stai să vină camera. Sunt ca în continuare închiși, sub bandă, ok? Da. Și de asemenea nu am nicio cască în ureche sau ceva, să-mi poată să-mi șoptească cineva. Deci ești incredibil. Poftim, da. Deci Mihaela... 20.000 de euro, Nicola. Ce se va întâmpla în această poveste vom vedea pe mai departe. Domnul Gelu Balmuș spune, domne, o să vedeți că lucrurile nu stau așa. Poliția spune că este arestat, reținută de fapt 30 de zile pentru înșelătorie. Auzi, cum vor sta lucrurile vom vedea. Mi-a părut că domnul se contrazicea, adică ea nu e nici excroacă, dar poliția nu e nici nebună, deci n-are nimeni dreptate, știi, până la urmă. O să vedem ce se va întâmpla. Vlad Grigorescu, mulțumesc mult de tot. Mihaela Moise, mulțumim mult de tot. Nicola.